O fi coerentă pentru la care e coerență, dar pentru celălalt din moment ce se pune coerența la care ansamblul nu este coerent. Și atunci gratitudine de dezbatere, nu de împărțire, eu știu, tu nu știi. Care este o fragmentare care blochează chiar problema. Adică chiar și fel cel număr poate fi unul preluat politic și pus în față cu el știi, de paradigmă, adică de ideologie. Și nu vreau să mai întâlni între gen altă ideologie, numai că ar schimbat patronul. Eu zic că, pentru un moment, ne oprim aici. Și eu cred că ar trebui continua. N-ai scăpat! De jumătate, de finalitatea de mers. Eu aș fi fericit. Dar cred că singura șansă ca să scape Arnie este să limiteze numărul de slide-uri deja la 20. Nu, eu zic că are utilitate sau eu de mult îmi doresc să-l pot odată prinde să registreze. Problema e aceea, se manifestă o lege de conservare a numărului de slide. De data trecută până acum am avut același număr. Asta a fost un studiu introductiv. Absolut. Și care poate, la un moment dat, dă naștere la două nevoi. La nevoia în sine de a duce acest curs poate mai structurat pe departe și poate de găsi parteneri care să preia bucățele, să le dezvolte, să facem, cum ne-am dorit de totdeauna, în fel de academie a complexității, ca pe care să ne-am luat ca misiune. Promovarea în societatea românească a paradigmei complexității. Pentru că vă garantez din experiența noastră, după o serie de experiențe, de trăiri, laborator, de tipul ăsta, ce face un sistem cu bifurcații, care este frumos în sine, mai este realist ca la școală, cu planul înclinat, care l-am plecat, că e prea puțin în zona asta, îți dă sentiment, îți dă capabilitatea de a conexa în cu totul autorită propria dată bază de date. De aceea, Kelly, un tip important de la Nord, o scolă pe economie, spune, nu confundați complexitatea cu fractal, haos, era catastrofă, care sunt doar unelte. Înțelegeți că înțelegerea rolului uneltelor integrat într-un ansamblu, după un timp de metabolizare a informației, vă dă altă vedere, este un fel de a vedea realitatea. O formă noastră de a alege traseul, pentru că e dependent de traseul, dar dacă știți ce e important, ce ai înseamnă acum, nu din faptul că pare evident, să te joci și într-un sistem ăsta, că sunt multe obiecte didactice, specifice, pentru a înțelege rolul foarte interesant al situațiilor care nu sunt computative. E o clasă de fenomen. Și care ne-a pus problema, deodată. Pentru că noi am lucrat, de exemplu, cu statistica, când avem de locuri de asta dezorient, care au șters chiar o grămadă de posibilități, pentru că le-au dat valori medii, tocmai pentru că s-au aplicat un operator numit sumă, care suma este comutativă, nu anticomutativă. Și atunci, automat, orică învârt datele între ele, de aceeași medie, dar sunt strategii diferite. Sunt pattern-uri diferite. Deci chiar metodologia care o folosim și cu care deja o ne-a setat bunul simț, nu e capabilă să vadă nouă, dar trebuie să faci să dăm un nou sistem, dar nu vrem să facă școala asta. Că toată lumea știe. Și cum să faci ca tocmai factor decizional să accepte că ar fi bine să fie puțin mai atent la ceva și a fi în avantajul lui de politică și de stabilitate politică să facă fie să fie cursul ăla. Chiar dacă pentru asta coboară de pe postamentul lui de cel mai grăzat pentru jumătate de an într-o altă postură. Dar cine va câștiga mai tare? Pe el, că va avea posibilitatea cu o nouă idee să rezolve problemele care nu se rezolvă nici până mâine, în chiar clasică. Și căutăm vinovați la fiecare guvern care apare, tot căutăm vinovați de ce nu s-a întâmplat și ce am căzut. Când am trebuit să fie niște soluții, nu se căută vinovați. Dar nu se poate rezolva din tema de gândire a bazei care a ajuns-o de la școală. Nu e soluția acolo. Înainte, acum vă 30 de ani, spuneam mai noi, că vă aducem în toate marile culturi acestei lumi, spune chestia. Așa că, Andy, te rugăm, ca să zicem așa, să continuăm urmă viitoare. Este fără precedent, dar pentru mine este o bucurie internă extraordinară, pentru că rugam de ani, de cred că cel puțin le știe bine, de ani de mâine. Eu am zis că în jurul lui, așa, iertați-mă. Și iarăși intervin cu o problemă și aici mă bucur că și doamna Praloc, pentru că am spus-o de mai multe ori. Un om ca și Andy este autentic generator de școală. Da. Restul a luat diplome, iertați-mă, oricâte Harvard ar fi. Și n-are cum să ajungă vizibil el, pentru că automat sunt scuciuitați, că trebuie să uite la CV. Noi am avut această asumare a faptului că nu ne-am limitat ca să facem energie de a sta în CV-uri importante, să umblăm după postură, adică după ce? După cum se zice? Roza, după excelență.
Cuvântul excelență însemnat că cineva a pus o grilă și a spus așa, ca să fii profesor universitar, să ai dreptul să predai, să conduci doctorat, că ai făcut acele niște conduceri de doctorat extraordinare. Dar nu ai dreptul să conduci, că nu-i dreptul de conducător de doctorat, pentru că pentru asta trebuia să aibă 500 de chestii făcute care ar fi costat toată viața lui. Că așa au făcut academicienii acolo sau spatea universitară, ca să fii profesor universitar, ai nevoie de niște chestii, nu se teme. Ai Beethoven. Și atunci aia este excelență. Performanța e antiperformantă. Dar performanța nu este luată în discuție, în discuția despre antreprenoriat, ci vin numai oamenii titrați care vorbesc departe de realitate. Aici e tragedia noastră. Și nu ajung ai noștri care sunt așa, mai ce fie din străinătate cu valori de lucru, ei știu mai bine. Și după aceea, el pleacă din dacă ai idei, că a fost și Basarabă a plecat poate altă. Dar au fost atâția români care au plecat pe străinătate, au publicat acolo și după aceea noi învățăm de aici sume americane. E nu-i păcat. Dar nu spargem barajul ăsta dacă nu ne ducem către oameni autentici cum el și eu am căutat asta și am căutat oameni ca el. Sunt mulți ca el. Nu așa de mulți încât să facem, dar sunt suficient de mulți ca să formăm cea mai frumoasă școală aici în România. Autentică, reală. Dar hai să o facem, nu să tot tipul de pentru că nu ajută nimeni. Da. Chiar nu ajută nimeni. Sunt nu? Și de aceea mă bucur că prezența noastră aici este deja o dovadă a faptului că putem spera. Pentru că ce știm voi? E doar cu drag și cu bucurie ne așteptăm, ne ascultăm înregistrările și ne uităm în continuare și acum pe bune. Și aș mai avea un rugăminte, gândiți-vă. Prezentarea PowerPoint să fie accesibilă. Da. Ea este accesibilă imediat odată cu înregistrarea audio, video. De data trecută, dacă e pusă pe internet, prima dată și... Cea video e pusă deja. Da. Dacă este efectiv, aș poate repar cu urmă. Așa așa de acolo, la toate astea. Dar vreau să mai văd la da. Dar mai am o rugăminte. Mai mare. Nu că e mai adevărat. Mai adevărat. Nu ați publicat-o așa. Mai au ceva, care ați propus o concret, avem nevoie iarăși. Acum ridicăm degete, dar nu prea e cheie. Vedeți ce interesant. Noi ridicăm de vreo 5 ani, vedeți ce, dar nu prea vine nimeni. Material audio ar merita tradus pe scris. Adică avem nevoie pe cineva să ne ajute, ca măcar învață, stă în de vorbă și cu Andy pe chestia respectivă, pentru că se face și o corectură, că nu să fie exact, că una e vorbire curentă și alta este scriere, dar ne ajutăm ca să traducem aceste materiale din, în lucrare, proșură, dar să facem un colectiv care trebuie, dar că nu poți să-i cer lui după ce muncește ca să facă concertă, să stea, să-și audă propriul, vă spun eu, am eu personal, cred că un metru de DVD-uri cu istoria prezentată, dar nu știu cu ce stau eu acum să o scriu pe hârtie, dar pentru de la masterată, pentru a să fie foarte util. Pentru că scriind chestia asta își structurează, ne ajută și pe noi, și ce ajută și noi pe el, deveni mentor pentru el. E nevoie. Paradoxal, mi se pare normal, sănătate, când ajunge un student, face un șmot la nostru și scrie pe jos, pentru că profesorul stă la pe jos cu el și face. Noi rugăm și suntem parteneri și face niciun student. Deci, ceva nu știu care e problema, dar problemă tot o chestie. Putem să punem două computere, unul în fața celuilalt, unul să fie cu înregistrarea și unul care să aibă programul de scriere. Dacă am zis că programul de scriere, avem și prieteni buni, dar programul de scriere în română nu există. În română nu e atât de... Există, dar nu are aceeași calitate de care are în engleză. Nu, dar se bune, dar nu e același lucru. Și automat, cu altă, e ca și când aș face cu pâinea cu mâna mea, nu mai fac o cupă, aș face cu pâine. Nu-i tot una. Scopul meu nu era doar utilitatea propriu zisă, ci implicarea umană. Noi trebuie să învățăm să ne implicăm în povestea asta, nu să externalizăm tot timpul, externalizăm munca de părinte, munca de cutare, să facem automat. Nu! Trebuie să ne implicăm numai pentru fapt să facă măcar o altă viață de o pâine. Ca să facă. E util, e interacțiunea, intră o deschidere în acțiune, te formează. În sănătate, vă aduceți aminte, cine a fost? Acum, vă aduceți aminte de Andrei, care a venit și a povestit aici, apropo de cum se face la un guru. Și se duce europeanul acolo și stă 6 ani, să dă pagina la caietul de. Și asta face 6 ani. Și asta te așteaptă, dar mai facem ceva. Și asta se poate, dar o invitație pentru a-l putea să ne scoate la lumină. Într-o dorință, nu vine nicio ajutor de la nimeni. E și asta fiind simptomatic. Ne spune ceva despre noi în ansamblu. E o diagnoză care nu intra puțin luată mai serios. Lansarea făcută, poate de ce este.